se poate spune că este un brand în Suceava. Au trecut 11 ani de când am reușit mai multe organizații să punem umăr la umăr pentru a da contur unei sărbători destinate exclusiv tineretului. Dar aș putea spune că, în primul rând, organizațiilor non-guvernamentale de tineret, cele care, unele chiar s-au format în timpul acestor ediții de Săptămâna Europeană a Tineretului. A pornit inițial la denumirea de Săptămâna Tineretului, după care a devenit europeană, pentru că am cooptat în, ca invitați, dar și ca participanți direct în acțiunile pe care le organizăm la Săptămâna Europeană a Tineretului și invitați din Ucraina, din Republica Moldova, am avut de-a lungul timpului din Germania, din Polonia și sperăm și în continuare să putem dezvolta aceste relații cu organizații non-guvernamentale de tineret din alte țări.